Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să filmez ceva mai inedit. După 49 de zile putem să ieșim în sfârșit afară, să putem să facem sport, așa că nu voi pierde această ocazie deosebită și voi coborâ până jos la ocean. Aveam de ales între două drumuri, să mă duc în jos spre ocean și să văd portul și bărcile, sau să o iau în cealaltă parte și să mă duc să văd surfiștii. Am ales să mă duc la port. Am făcut o alegere perfectă, să vin să văd portul. E un loc special, portul. Am văzut pești, am văzut bărcile. Pe de astea să ieșim în larg imediat ce se termină cu carantina. Și hai să mergem să vedem și plaja, că cu detectorul întotdeauna pe plajă merge. Vedeți cum oceanul se pat în nisip? E, acum dacă avem detectorul, eram super fericit să găsesc comorile ascunse aici, în zona asta. Da, asta e. Ne mulțumim, să privim. Sigur că nimeni nu a căutat aici. Uitați-vă și voi cum e. E mică, îngustă. Nimeni nu se îngrămădește aici. Nisipul este foarte bun, ușor să găsești în el, pentru că e nisip deschis la culoare, nu e nisip negru, cum e la pinta acolo în față. Vedeți, acolo e nisipul negru. Da. Aici e alt gen de nisip. Și mult mai ușor. Și aici, sub podul ăsta, s-ar putea să se ascundă o grămadă de chestii. Acum nu știu cât de adânc e nisipul, dar s-ar putea să fie. Da. Voi lăsa acum plaja, că din ce în ce mai frig. A pus soarele și mă voi îndrepta spre casă. Hai să vedem încă un pic din drumul meu spre casă și cam asta a fost totul pentru azi. Când am plecat, am zis că o să fac o plimbare mică,
nu o să obosesc. Însă, cine n-ai m-a pus să mă duc până jos? Că acum am de urcat o deală. Mai am de urcat până acolo. Oho! Stai să mă țină picioarele. În sfârșit am ars acasă. Sunt fleașcă, obosit. Asta e. Bine că am reușit să ajung acasă cu bine. După 49 de zile de carantină, se vede că contează foarte mult exercițiul fizic pe care am uitat să-l fac în perioada asta. Și se vede, de obicei puteam să merg fără să obosesc, de data asta curg apele după mine. Va trebui să fac zilnic, o dată pe zi, chestia asta, să mă duc până jos, să mă întorc, ca să pot să intru într-o formă fizică normală atunci când se va da drumul la activitatea normală a noastră. O zi bună, o seară bună tuturor și nu uitați, dacă vă place canalul meu, să-mi dați un like sau să vă abonați la canal. Pe voi de acasă nu vă costă absolut nimic ca să apăsați pe buton, însă pentru mine contează foarte mult să știu că cineva se uită la acest canal. Vă mulțumesc! Cum eu consider că abonații canalului meu sunt mai deștepți decât ai altora, vă testez din nou atenția și vă întreb. Cum se numea plaja cu nisip negru? Vă mulțumesc!